Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți alături de noi zi de zi în număr atât de mare. 2024, un an destul de agitat în ceea ce privește în principal pe cei care își doresc fie o nouă candidatură pentru funcțiile pe care le dețin acum în primării, consilii județene, chiar și în Parlamentul European, pentru că în 9 iunie vor avea loc alegerile europarlamentare și cele locale. Este un an agitat și pentru primarii în funcție, care au foarte multe proiecte de pus în practică, foarte multe proiecte cei care au și depus, bineînțeles, și și-au arătat interesul pentru a-și dezvolta comunitățile pe care le reprezintă, pentru că mai avem și exemple de primari care nu au depus un efort prea mare pentru a câștiga unele proiecte, pentru a le implementa, pentru a atrage fonduri în comunitatea respectivă. Așadar, un an complicat din foarte multe puncte de vedere. Vedem care este situația astăzi și în comuna Ghelari, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe primarul comunei, pe domnul Emerson Iancu Toma. Bună ziua, bine ați revenit, domnule. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor care în aceste momente ne urmăresc. Un an 2024 destul de complicat, cel puțin încă de la finalul anului trecut, cam așa au arătat datele pe care le-am văzut, le-am avut. În continuare lucrurile se precipită, să spunem, din multe puncte de vedere, nu doar în județul Hunedoara, ci la nivel național, dacă este să ne raportăm la fie la candidați, cine va candida, care va fi preferatul partidului, să spunem, pentru anumite alegeri. În comuna Ghelari lucrurile sunt mai pașnice din acest punct de vedere, să spunem? Nu putem să spunem că sunt pașnice. Ca peste tot, nu? Ca peste tot, pentru că suntem o țară care avem acest specific de a precipita lucrurile în momentele de acest gen. Sunteți primar în funcție, v-ați stabilit încă de la începutul primului mandat al dumneavoastră anumite proiecte, anumite proiecții pe care v-ați dorit să le implementați, să le aduceți și să atrageți cât mai multe fonduri pentru comunitatea pe care o reprezentați. Așa, dacă ar fi să trageți linie acum, după primul mandat, cum spuneam, care ar fi, nu știu, poate cele mai importante reușite pe care le-ați avut în comunitate? Da, bineînțeles că la început m-am fixat niște ținte, am încercat să mă țin de ele cât a fost posibil. Acum, anul acesta, nu doar eu, cât și alți colegi de-a mei, suntem puțin bulversați și prin modificarea datei, aducerea datei alegerilor mult mai încoace, lucru care ne-a pus un pic în dificultate. De ce? Graficele. Pentru că sunt unele proiecte care chiar acum le demarăm, iar fiind suprapuse și cu această perioadă de campanie, o să fie puțin mai greu. Și dar, cu siguranță vor fi cetățeni care vor spune, uite, da, acum e campania, asta, acum se apucă și primarul să lucreze, înceapă anumite proiecte. Pentru că cetățenii văd doar acea parte când proiectele demarează lucrările, partea nevăzută până când un proiect este aprobat, partea în care se lucrează la documentații de pentru obținerea avizelor, acea parte nu văd cetățenii, acea parte probabil nici nu interesează pe foarte mulți dintre ei, interesează doar lucru făcut. Și atunci, din acest punct de vedere, sunt probleme și sunt discuții pe această zonă. Și această parte de cele mai multe ori este mai complicată decât implementarea din proiecte. Din păcate, această parte este cea mai lungă parte, este cea mai greoaie și ea este făcută de funcționari din UAT-uri, de funcționarii din primării,
firmele care, în multe dintre proiecte, avem și firme de consultanță și lucrăm și cu ei pentru obținerea anumitor fonduri, și atunci această parte nu este vizibilă pentru cetățeni și pentru locuitorii UAT-ului. Pe bună dreptate, până la urmă, oamenii vor să vadă rezultatele și asta, dacă se poate, cât mai repede să se întâmple, ca proiectele să fie implementate. O concluzie după primul mandat, care ar fi? A fost greu? A fost mandat, perioade în care poate sau v-ați gândit, oare de ce m-am înhămat la această provocare? Pentru că din exterior a fi primar pare destul de simplu, mergeți în fiecare zi la birou, mai semnați câte un document, lucrurile par relativ ușoare. Din interior cum este? Da, asta e partea văzută de cetățeni, că mergem acolo la birou și, cum și spun ei, și stăm acolo, pentru ca să obținem fondurile, cel puțin în proiectele care le-am reușit să le obținem și să ne fie aprobate, au fost zeci, sute de ore de muncă, de nervi, de multe drumuri spre reședința de județ, spre București. Și acest lucru solicită foarte mult atât echipa și este foarte bine, ne simțim atunci când această muncă se concretizează și acele proiecte intră pe ultima fază, cea văzută de oameni, cea de implementare a proiectului. Eu, ca viziune, am avut de la începutul mandatului să încercăm să lucrăm atât pe infrastructură, cât și pe dezvoltarea anumitor părți din serviciile spre populație, și m-am axat foarte mult pe implementarea proiectului de apă și de canalizare, care a fost finanțat. Acum acest proiect este pe ultima sută de metri, pentru că lucrarea a fost scoasă la licitație și sperăm că în foarte puține zile vom reuși să fie desemnat și câștigătorul acestei lucrări, iar lucrările să demareze cât mai repede. Aici vorbim de alimentarea cu apă a căror localități? Aici vorbim de alimentarea cu apă și canalizare a localităților Ghelar, Ruda, Cătunul, Mănăstire. Și avem în proiect și extinderea alimentării cu apă și canalizare pe satul Govăjdie. Dacă acest lucru va demara, probabil în câțiva ani de zile, sperăm cât mai repede, să nu întâmpinăm alte impedimente cu cel care va fi desemnat câștigătorul proiectului. Localitatea Ghelar, din acest punct de vedere, o să aibă și apă canal, drumurile în proporție de 80% sunt asfaltate, mai avem alte proiecte pe drumuri care n-au fost încă finanțate, pentru că gândirea la nivel central, și eu spun că de această dată a fost una bună, nu s-au finanțat proiecte de modernizarea drumurilor publice, acolo unde au fost depuse proiecte pentru apă și canalizare. Este un lucru bun, cum a fost gândit la nivel central, pentru că din orice punct de vedere, dacă era și proiectul de drumuri finanțat și se dădea drumul la drumuri, cu siguranță această lucrare era făcută mult mai repede decât implementarea canalizării și a apei potabile, și din nou se stricau drumurile, trebuiau din nou refăcute și erau bani aruncați în van. Și acest vor fi realizate într-o logică, totuși, va fi realizate într-o ordine firească.
În același timp am încercat să dezvoltăm infrastructura școlară, pentru că este foarte importantă, indiferent cât este de mică comunitatea. Dacă în urmă cu 10 ani și 8 ani la nivelul localității încă funcționa un liceu teoretic, după aceea am funcționat câțiva ani cu o școală profesională, în momentul de față și localitatea noastră s-a confruntat cu un număr mic de elevi, de populație școlară și școala nu mai funcționează în momentul de față decât până la clasele a 8-a. În același timp ne bucurăm pentru că din recensământurile făcute de cei de la primărie, cât și de școală, de conducerea școlii, populația de copii de vârste cuprinse între 3 și 6 ani este în ușoară creștere, ceea ce ne bucură, și din acest punct de vedere am încercat să dezvoltăm niște proiecte care să fie și în beneficiu părinților pentru a moderni, și aici am încercat să depunem proiecte și le-am prins finanțările pentru... Deci aveți deja finanțare pentru finanțare aceste proiecte, și s-au început lucrările școli. Pentru școli, da, pentru reabilitările energetice a școlilor, se vor reabilita din toate punctele de vedere, vor fi modernizate, se vor schimba acoperișul, de la acoperiș până la dușumea se va moderniza total, vor fi încălzite cu pompe de căldură, ceea ce va da o eleganță și un confort atât copiilor cât și părinților. Și cadrelor didactice. Cadrelor didactice. Își desfășoară bună parte din activitatea. Pentru că acolo. Gândirea noastră este să finalizăm aceste lucrări și în continuare să reușim să dăm și masa caldă copiilor, pentru că aici este marea problemă, că părinții nu au cu cine să lase acești copii și mulți dintre ei îi duc la școală în oraș și iau când ies ei de la servici, implementând de aceste majoritatea proiecte. Majoritatea la Hunedoara probabil sau... Da, și asta a fost gândirea noastră, deja dotarea școlii cu mobilier, cât și a grădinițelor, deja am făcut-o. Ei, grădinița în momentul de față și 1-4 se află dizlocați în sediu liceului teoretic, dar au fost aduse provizoriu, adus mobilierul, a fost montat. Și acum se va face recepția, au fost aduse paturi pentru copiii de învățământ preșcolar și așadar prin aceste proiecte încercăm să ținem atât copiii acolo în localitate cât și părinții. Spuneați de masă caldă, mai nou masă sănătoasă, pentru că sunteți incluși în acest program a fost, la nivel național. Suntem... Pentru că a demarat acest proiect în câteva etape, exact, da. Exact, exact. Și foarte puține școli au fost la început S-au făcut toate demersurile necesare, iar sperăm ca prin aceste lucrări pe care le-am avut să fim incluși. Dacă nu, o să găsim alte soluții, inclusiv dintre părinți care am discutat, sunt de acord ca să plătească masa și copiii să aibă unde să stea până când ei ies de la serviciu. Sunt acolo, au unde să își facă temele, să joace, o să fie spații de recreere pentru ei și să fie și spațiile de odihnă și luarea mesei calde.
Cât de importantă mai este educația, să spunem așa, inclusiv în mediul rural? Pentru că, așa cum spunea, sunt foarte mulți care au migrat din mediul rural către urban. Unele dintre familii chiar pe acest considerent, că la țară nu se prea face școală, au poate toate condițiile copiilor și atunci aleg să se mute în orașele din imediata apropiere. Sau unii dintre ei chiar aleg să plece în marile orașe din țară, cei care își permit să facă acest lucru. Așadar, revin cu întrebarea, cât de importantă mai este educația? Educația este foarte importantă și o spun acum și din poziția de cadru didactic, pentru că profesia mea este de profesor, dar în ultimul timp a fost puțin alimentată această idee că la țară nu se face școală, atât de unii dintre părinți, cât mai grav este că au afirmat aceste lucruri inclusiv oameni care sunt din zona politică. Și nu este bine, pentru că și când am implementat eu aceste proiecte, au fost discuții și în Consiliul Local că pentru ce mai depunem proiecte pe aceste axe, că nu mai sunt copii în ghelar. Păi noi, ca să facem ca UAT, suntem responsabili să avem grijă și de un copil și de 10 copii. Suntem dumneavoastră până și, la urmă. Și locuitorii. Noi facem apă nu numai pentru casa cu numărul 20, 50 sau 80. Deci implementăm proiectul de apă pentru toate străzile și pentru tot satul. Deci nu putem să le facem cu jumătăți de măsură când implementez ceva. Iar le-am mai spus și colegilor mei, atât din primărie cât și din Consiliul Local, că deschiderea unor anumite axe de finanțare trebuie să fie luată în vizorul celor care implementează proiectul nostru a conducerii atât a primăriei cât și a Consiliului Local, și acolo să depunem proiecte. Dacă nu s-a deschis o axă de finanțare pentru anvelopare de blocuri, de exemplu, dar s-a deschis pentru școală. Noi am implementat acolo unde a deschis. Avem în același timp făcute și studiile și releveele pentru toate clădirile publice și nu numai din localitate și blocuri, și așteptăm dacă se deschid finanțări pentru reabilitarea și anveloparea acestor clădiri. Stăm cu ele, suntem pregătiți. Aceste proiecte, pentru că, din câte știu, timpul este destul de scurt de când este lansat ghidul până când pot fi depuse aceste proiecte, și dacă nu ești pe fază, riști să... În același timp am implementat și un proiect, proiectele acestea pe digitalizare, TICU, și ca să putem facilita cetățenilor să poată să facă plățile și să-ți plătească taxele, impozitele și nu numai, inclusiv amenzi și alte taxe spre primărie, atât prin mediul online, cât și prin achiziționarea în acest proiect, și deja a fost firma a fost desemnată, cea care implementează proiectul, de a duce la nivelul UAT-ului și un sistem acesta DocuBox, prin care oamenii pot să vină să-și plătească facturile, să-și plătească taxele și impozitele, și prin acest mod mai modern de plată și de lucru, colaborare cu cetățenii, să facilităm și să ușurăm atât munca celor din UAT, cât și a cetățenilor, să nu mai stea la coadă, să lucreze cu banii cash, să pot face plățile
online și atunci de acasă este sau mult, copiii da. Unora, pentru că mă gândesc că sunt multe persoane în vârstă care sunt în comună și poate nu s-ar descurca atât de bine, dar aceste plăți pot fi făcute de oriunde până la urmă, bineînțeles, de către copiii dumnealor și așa mai departe. Și acest proiect mai are puțin până când va fi implementat sau proiectul a fost proiectul acum a fost scos la licitație, a fost desemnată firma și cred că nu o să dureze probabil o lună maxim, probabil chiar până în alegeri va și fi funcțional. E un lucru salutat de cei care știu despre acest lucru. Și cei care nu știu, cu siguranță le veți explica și le veți arăta cum să procedeze. Da, bineînțeles, cu oamenii de acolo o să fie ca și la bancă, îndrumați, le arăți o dată, de două, de trei ori, după care oamenii o să facă acest lucru singur și veți păstra și varianta clasică, bineînțeles, că aia nu se poate. Oamenii da, să vină da, fizic și o să fie cale lungă aceste. Până să, mm-hmm. să va elimina acest mod de a plăti la ghișeu și cu chitanță, să primești chitanță și factură, dar este un pas spre a moderniza și aceste localități rurale, indiferent cât de repede se va face acea regionalizare de care se spune și comasare a... Cât de repede și dacă. Dacă și se când. Va face și când, dar atunci... Pentru că discutăm de mult timp despre această trebuie să reorganizare fim în pas administrativ-teritorială, da. În pas și cu UAT-urile mari și în pas cu orașele și cu municipiile. Deși multă lume în continuare, deși suntem în 2024, în continuare este reticent atunci când vine vorba despre această digitalizare și preferă cumva variantele clasice. Dar și mai este o problemă. Unii spun, bine, nu avem, nu știu, un drum asfaltat. Nu este cazul Comunei Ghelari. Spun în general acest lucru. Nu avem drumul asfaltat sau nu avem apă, canalizare, dar ne trebuie digitalizare. Ei bine, cred că pot funcționa cele două sau proiecte pot fi depuse în paralel pentru ca toate acestea să funcționeze așa cum trebuie. Important este cum reușiți să le gestionați până la urmă și dumneavoastră ca reprezentanții acestor comunități. Păi, eu acest lucru l-am întâmpinat, de ce spuneți dumneavoastră, cu această reticență față de digitalizare. E greu să comparăm mere cu pere până la urmă, știți? Doar că se întâmplă acest lucru, la se început, face această comparație. Când am ajuns în primărie, primul pas care l-am făcut a fost cel de introducere a registraturii electronice. Să știți că am avut impedimente și cu colegii mei care nu credeau în această schimbare, până la urmă, da, schimbare, o schimbare că aveam care lapsă, este atât de actuală. A fost, a demarat puțin mai greu, nu toate compartimentele, unele dintre ele au fost reticente, dar în cele din urmă ea funcționează, nu funcționează la parametrii care ar trebui să funcționeze, dar ne specializăm și sperăm ca în cât mai repede și cu cealaltă parte acum a ticului, cu aducerea acestor echipamente în la dispoziția funcționarilor din primărie, să facem acest pas care este foarte necesar și care este din ce în ce mai mult căutat atât de tineri cât și de persoanele de vârsta a doua și chiar și vârsta a treia. A fost o muncă destul de mare, aceste proiecte de digitalizare, proiectele de modernizare au fost făcute doar de oamenii și funcționarii din UAT, nu am avut firme de consultanță și vreau să mai spun și aici pentru că unii dintre colegii, chiar și din Consiliul Local știu, dar nu vor să promoveze acest lucru. Aceste proiecte au fost implementate doar de noi, am reușit să obținem finanțările pe ele, deci înseamnă că s-a lucrat bine. Bineînțeles că, ca și în orice alt în domeniu de activitate, se poate și mai bine, este loc și pentru mai bine, dar
încercăm să ne specializăm și să ne modernizăm cât mai bine. Și ar trebui adăugat și faptul că pentru foarte multe proiecte există o competiție foarte mare, chiar la nivel național. Sunt unele proiecte pe care primari din județul Hunedoara, din Cluj, Suceava și așa mai departe depun proiecte, fiind cumva așa, ca un concurs al proiectelor și cele mai bune câștigă. Aici este marea bătălie, să spunem, de cele mai multe ori. Da, acum, prin acest PNRR-ul, bani au fost. Noi am scris, păi am depus aceste proiecte de care vorbeam, de digitalizare, de acest școli. Acest plan de redresare și reziliență. Da, acestea, prin acest PNRR, au fost depuse. Celelalte proiecte legate de apă, canal, drumurile și inclusiv gazul, și acolo avem o finanțare de 5 milioane și ceva de euro. Și aici ați fost printre fericiții câștigători și aici, pentru că aici a fost o bătălie foarte mare în întreaga țară pentru proiectele de alimentare cu gaz. A demarat și acel proiect. Au început și lucrările, efectiv? N-au început, acum suntem la proiectul cu gazul, suntem la faza de a scrie acum și a obține avizele. Probabil pe anul viitor vom ajunge să scoatem la licitație și această lucrare. Lucrarea care este scoasă și va demara cât de curând va fi cea doar de apă canal. Celelalte proiecte care au fost toate prinse prin acest PNRR și... Aceste întârzieri sau unele întârzieri în demararea lucrărilor efective în cadrul acestor proiecte țin doar de primar? Păi asta spuneam eu. Și aici este o mare problemă, pentru că de cele mai multe ori primarul este vinovat pentru orice. Primarul este vinovat și dacă depune un proiect și dacă nu depune un proiect și dacă încep lucrările și dacă nu încep lucrările. Cum stă treaba în ceea ce privește aceste întârzieri, să spunem, în începerea proiectelor? Păi acum întârzierile pot să apară și din cauza unor erori pe care le facem noi. Toți trebuie să înțeleagă, până la un punct, toți trebuie să înțeleagă că chiar dacă s-au făcut unele greșeli, aceste greșeli nu sunt făcute intenționat, pentru că nimeni nu vrea ca un proiect să nu primească, să nu intre pe ultima fază și să fie implementat. După pentru ce că ați de asta, zeci, sute de ore, cum spuneați puțin mai devreme. Și după ce obținem și avizele care sunt luate de la foarte multe instituții și care costă bani. Și nu ți le dă și care și durează. Și atunci nu este o greșeală pe care o face un funcționar și care mai întârzie puțin demararea unei faze a unui proiect, nu înseamnă că acest lucru s-a făcut intenționat pentru ca acest proiect să nu fie finanțat. Scopul nostru este de a face cât mai multe proiecte și și proiectele care le facem să fie și implementate. De asemenea, ne confruntăm cu părțile de cofinanțare a multor proiecte. O problemă generalizată, asta este unități administrativ-teritoriale. Dar încercăm cum să vă descurcați la partea aceasta de cofinanțare? Până acum ne-am descurcat bine și... Că aveți proiecte destul de consistente care necesită și această parte, acel procent de cofinanțare. Trebuie să găsim soluții pentru ca să trecem peste acest obstacol. Deci datoria noastră față de cetățeni și față de meseria și de munca noastră este aceea de a găsi soluțiile cele mai bune și să trecem peste aceste faze și aceste impedimente, pentru că de asta ne-am asumat funcții, de asta și funcționarii din primărie și-au asumat un anumit post. Trebuie împreună cu ei să găsim soluțiile ca aceste proiecte să demareze și să fie cât mai repede implementate. Un alt proiect, cred că și mai mult pe sufletul dumneavoastră, cred că este și acela de modernizare a stadionului.
despre care am mai discutat cu dumneavoastră de-a lungul timpului. Comuna Ghelari a dat nume destul de importante în atletismul românesc și nu cred că greșesc când spun acest lucru. Și este un proiect de suflet pe care îl aveți dumneavoastră aici în comună? Se poate este un proiect de suflet la acest capitol? Da, a fost un proiect de suflet care a fost implementat în celălalt mandat, dar m-am adus foarte mult aportul acolo până a fost implementat acest proiect. Din nefericire, el n-a fost finalizat, acum o să fie finalizat, pentru că am avut și acea perioadă în anii 2020 și 2021 cu acea pandemie. Atunci toate au cam stat toate pe loc, s-au dat peste cap toate planurile pe care le aveam cu toții până la urmă. Da, aveam multe dintre avize și ce am mai avut nevoie acolo n-au fost obținute. Acum proiectul se află cam în proporție de 70% este făcut. Probabil a avansat pista de atletism, infrastructura și partea de turnarea betonului a fost finalizată. Acum lucrăm la gazonarea stadionului de fotbal și sperăm ca la sfârșitul lunii aprilie să turnăm și suprafața sintetică. Și atunci acea bază este una modernă pe care se pot atât antrena sportiv, cât este și un loc de recreere și de practicare a exercițiului fizic și a mișcării de toți cetățenii din localitate. Pentru că a fost gândit în așa fel încât toți cei care sunt dornici de a face mișcare să poată face acest lucru, inclusiv pe marginea terenului vor fi amplasate aparatură pentru dezvoltarea forței musculare pe diferitele grupe musculare și atunci oamenii pot să facă mișcare și să facă exerciții fizice din toate punctele de vedere. Deci vor avea acces toți pe acest sau toți cetățenii comunei Ghelari. Foarte bine, pentru că și sportul este extrem de benefic pentru noi, indiferent de vârsta pe care o avem, și asta de dimineață venind înspre serviciu chiar m-am bucurat să aud două persoane mai în vârstă, doi bărbați care erau cred că trecuți de bine de 70 de ani și vorbeau cu atâta patos de faptul că mișcarea este foarte bună. Atât de mult m-am bucurat să-i aud, nu aveau o viteză prea mare cei drept, doar că spuneau că iubesc să facă mișcare și că se simt mult mai bine. Deci iată, nu contează de vârstă, și am subliniat acest lucru pentru că auzim de foarte multe ori spunându-se de ce avem nevoie în mediul rural de săli de sport, de terenuri de sport amenajate corespunzător, stadioane acolo unde este cazul. Iată de ce avem nevoie, pentru că încă mai sunt oameni care au o mentalitate mai deschisă, să spunem, în ceea ce privește activitatea fizică și nu doar în grădină sau la câmp, ci și așa de dragul de a face mișcare. În Comuna Ghelari aveți aici și parte de monumente istorice. Turismul poate fi dezvoltat foarte bine, la fel ca în întreg județul până la urmă, doar că și aici mai contează foarte mult de viziunea pe care o aveți și dumneavoastră și cei din mediul privat până la urmă, pentru că ar trebui să existe așa o legătură strânsă între primărie și cei care își doresc să dezvolte afaceri pe acest palier. Aveți până la urmă, cred că, unul dintre emblemele zonei și acel furnal de la Govâșdia, despre care s-a tot scris de 10 de ani, nu doar de acum. Care mai este situația în ceea ce privește acest furnal? Așa este. Acest furnal a făcut subiectul multor atât articole de presă, cât și dezbateri în mediul online, cât și în mediul televiziunilor.
proiectul, tot și vechile conduceri ale OAT-urilor au încercat să facă ceva. Cert eu n-am venit cu documente aici la mine, deși trebuia să o fac cum o fac și alți colegi, am văzut. Proiectul a fost depus de mine în acest mandat la Compania Națională de Investiții. El a trecut de prima fază și noi, OAT-ul, Consiliul Local, am dat o hotărâre de Consiliu prin care am fost de acord cu predarea amplasamentului spre Compania Națională de Investiții, dar acum așteptăm să fie și finanțat. Multe proiecte și ale Companiei Naționale de Investiții au întârziat tot de atunci, din perioada pandemiei, ele acum s-au rostogolit și sperăm acum, dacă încep foarte multe din ele, în următoarea perioadă să primim și noi undă verde și să înceapă renovarea acestui obiectiv turistic. Este un obiectiv emblematic atât pentru localitatea noastră, cât și pentru județ. În același timp, noi ca OAT, în afară de a depune proiecte acolo unde, de a pune proiect pe el, noi ca mult să intervenim nu putem, pentru că pentru intervenirea acolo la acest monument care este de clasă A, nu putem, pentru că ne trebuie avize, ne trebuie anumite criterii pentru a face ceva la el. Singurul lucru care putem să facem, să facem curățenie acolo, și pe această cale vreau să cer și o scuze că nu de fiecare dată am fost foarte, foarte pe fază și am întreținut cel puțin curățenie acolo, dar... De acord cu dumneavoastră, doar că aici și acei turiști și acei oameni cetățeni care ajung în astfel de zone, cred că ar trebui să fie mult mai responsabili și așa cum își duc o sticlă cu apă sau nu știu, niște gustări care se află în ambalaje, cred că este mult mai ușor să cărăm acele ambalaje goale înapoi decât să le aruncăm în natură. Dar aici își arată fiecare respectul față de el în primul rând și mai apoi față de natură. Da, aici a fost o paranteză și a fost o paranteză foarte bună, pentru că foarte mulți turiști vin acolo în zonă să fac diferite postări, ajung și în presă și în media și sunt foarte, foarte nemulțumiți de faptul că acel obiectiv, pe lângă faptul că nu este modernizat, ei nu au unde să bea o apă minerală, să poată să servească masa. Și pe această cale vreau să le transmit acestor turiști și vizitatori din acea zonă să vadă și celelalte părți ale acestor dezvoltări. Să vadă că acolo, atâta timp cât este o zonă săracă și nu există populație, niciun întreprinzător, niciun dezvoltator nu poate să creeze magazine. Au fost și magazine alimentare, dar dacă nu au vânzare, nu pot să funcționeze și atunci și-au întrerupt activitatea, pentru că foarte mulți și dintre locuitorii de acolo, în acea zonă, sunt foarte mulți locuitori care au mașini personale, foarte mulți sunt care sunt doar vin în weekend acolo și își aduc din oraș tot ce au nevoie pentru casă, și atunci normal că este greu ca acolo cineva să deschidă un punct alimentar sau un bar, să poți să bei o cafea, să Dar bei dacă un suc lucrurile și să vor merge stai așa cum trebuie, poate dacă se va dezvolta, de a se dezvolta și această da, zonă, dacă am reușit să punem în valoare acest furnal, și pe lângă acest furnal acum o să începem să facem curățenie și la centrala de la Cățânaș, și acea este o hidrocentrală care a fost
înființată tot în acea perioadă când a fost făcut și Furnalul, și prin aceste două obiective să aducem turiști în zonă, și atunci probabil și această parte a comerțului poate să dezvolte. Altfel este foarte, foarte greu. Am încercat să ducem un punct farmaceutic acolo, n-am reușit nici acest lucru, pentru că dacă nu este vânzare, nimeni nu are interesul de a ține angajați și să taxele, este celelalte taxe care sunt necesare pentru a funcționa un punct alimentar, farmaceutic, medical, ce avem nevoie. Mai avem vreo 5 minute din această emisiune și aș vrea să aflăm și noi părerea dumneavoastră despre ghelari din prezent și cum vedeți dumneavoastră ghelariul în viitor. Pentru că a fost aici o zonă minieră, a fost o zonă în care au venit și s-au mutat la un moment dat foarte mulți oameni hunedoreni, poate chiar și unii veniți din alte județe ale țării să muncească aici. Lucrurile s-au schimbat între timp în întreaga țară, în întreaga lume, putem spune acest lucru. Asta și raportându-ne la faptul că foarte mulți în continuare vorbesc de redeschiderea unor mine, de construirea unor fabrici, uzine. Acea aer a cam apus, din păcate, și trebuie să găsim soluții viabile pentru prezent, dar mai ales pentru viitor. Cum vedeți dumneavoastră, din acest punct de vedere, zona Ghelariului și, până la urmă, din toate punctele de vedere? Ce vă doriți? Vă dați seama că eu îmi doresc, și mulți de acolo, din localitatea noastră, ar vrea să revadă Ghelarul așa cum a fost odinioară, cu mulți ani de fapt în urmă. Este foarte greu de a mai redeschide minele, este foarte greu de a aduce investitori mari acolo și a crea foarte multe locuri de muncă. Zona se poate dezvolta și turistic, dar în continuare încă ne bucurăm de faptul că vin investitori în Hunedoara, iar din punctul meu de vedere naveta între Ghelar și Hunedoara este una destul de ușoară, pentru că în 15-20 de minute ajungi. Dacă luăm exemplu în orașele mari din țară, și chiar acum și Hunedoara și Deva este foarte aglomerată, ți ia 10 minute să traversezi orașul, consumul de combustibil la mașini este mai mare. Noi ne dorim, este foarte greu și chiar din dezvoltarea aceasta turistică să creezi foarte multe locuri de muncă. Mina avea peste 2000 de locuri de muncă. Întoarcerea înapoi nu se mai poate face din niciun punct de vedere. Dar ne bucurăm, trebuie privit spre viitor. Ne bucurăm că totuși sunt acolo câteva firme care sunt atât de exploatare de construcții în lemn și nu numai, sunt firme care au 50-60 de angajați care lucrează pe diferite părți, pe diferite zone din țară, pe zona Cluj, zona Sibiu, Alba Iulia. Și care au angajați, și care au angajații noștri de acolo din localitate, dar acești părinți de copii, marea majoritatea lor, nu sunt cu familia în timpul săptămânii, pleacă lunea, vin vinerea, dar în același timp familiile lor sunt acolo. Asta este un lucru foarte bun. Și trebuie pentru confortul lor și pentru confortul familiilor lor și a copiilor lor să facem tot posibilul ca să dezvoltăm în acea latură. De asta am și făcut proiectele pe linia învățământului și să încercați să îi păstrați cât mai mult aici. Încercăm să creăm cât de mult putem infrastructură și să ajutăm zona privată și din domeniul turistic. Acum mai avem doar 3
străzi care nu sunt asfaltate. Din punctul ăsta de vedere, dacă aducem și gazul acolo în zonă, este mult mai ușor și pentru operatorii din turism să poată să se dezvolte și ei și să atragă clienți. O ultimă întrebare, veți candida pentru un nou mandat pentru funcția de primar al comunei Ghelari. Sunteți pregătit de ce o să urmeze, de campania electorală și de toate provocările care vine cumva la pachet, așa cum spuneam chiar la începutul acestei emisiuni, foarte pe scurt, vă rog. Da, o să candidez la un nou mandat, pentru că mi se pare normal și am discutat și cu prieteni și cu oameni din anturajul meu, să-mi duc la bun sfârșit proiectele, să mai depun alte proiecte. O fac pentru că așa cum am făcut-o de când am terminat facultatea, și asta nu vreau să fie atac, dar să ia în considerare și ceilalți care vor să facă și acum candidează la aceste funcții, că eu, unul, n-am uitat localitatea și acolo am lucrat și am demonstrat și din punct de vedere profesional, chiar dacă unii spuneau că visez, am sportivi care au ajuns și dincolo de ocean la campionate mondiale, europene, medaliați în zona balcanică a României. Am rămas acolo și am încercat să fac atât eu cât și familia mea ceva pentru localitate. Puteam să dau și o piept cu fugiții, să dau bir cu fugiții și să apar odată la 4 ani pentru a da lecții și a promite ceea ce eu n-am făcut, să promit că voi face în continuare. Eu sfătuiesc pe această cale și pe ceilalți care vor fi candidați să reflecteze foarte bine la aceste lucruri, pentru că ca să poți să dezvolți ceva acolo, trebuie prima dată să pui tu osul și tu să simți ceea ce are nevoie comuna, dar asta o faci doar dacă ești, locuiești și stai acolo și atunci simți pulsul celor care de zi cu zi stau în acea comunitate. Deci va fi o campanie interesantă din multe puncte de vedere, inclusiv în comuna Ghelari. Eu sper să fie una pașnică și să vorbim pe așa lucruri. Veți aborda această campanie? Eu da, pentru că nu vreau să o fac, nu sunt conflictual, dar dacă sunt provocat, atunci voi răspunde și eu cu aceeași monedă. Eu vreau să discut despre ce am făcut și ce voi face și cu probe, povești și povestiri de domeniul fantasticului. Nu am făcut niciodată și pot să probez aceste lucruri. Știu că puteam să fac mult mai multe lucruri, asta a fost. Încerc să mă perfecționez și pe viitor, dar mergeți mai departe. Merg mai asta departe. Este important. Da. Mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături. Mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc numai bine și dumneavoastră. La fel și să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!